Crain se află pe locul 8 și el provenind din Etiopia. Kegel cea a un pas de o medalie. A fost însă campion mondial de juniori la 5000 de metri în 2014 la Eugene, după ce a câștigat titlul mondial de cadeți în 2013 la 3000 de metri la Donetsk, iar cu un an după aceea a devenit campion mondial, campion olimpic de cadeți la Nanjing la 3000 de metri. Un mare talent acest sportiv care conduce la intrarea pe ultimul tur de pistă. Iomif Kegel, ce a urmat de Ibrahim Ceylan, Igrem Demelaș și Solomon Berihu, doar al cincilea deocamdată Mukhtar Edris, liderul Diamond Race. Mukhtar Edris începe să se apropie. Iomif Kegel, ce a câștigat ediția de anul trecut a Ligii de Diamant. Kegel, ce intră pe ultima turnantă, având un avans de 2 metri. Rezultatul va fi de peste 13 minute. Demelaș pe poziția 4. Kegelcea este depășit de Ceylan. Ibrahim Ceylan îl depășește pe compatriotul său și îl obligă să primească un punctaj diminuat cu 4 unități. 13 minute, 3 secunde, 22 de sutimi, rezultatul învingătorului Ibrahim Ceylan. Este un nou record personal pentru Ceylan.